Răghinenii sunt rugați să ajute cazul disperat al unui băiețel de 4 ani. Denis are nevoie de o operație pe creier. Aceasta este programată pentru toamna acestui an la Hanover, în Germania, și costă aproximativ 40.000 de euro. Băiatul a fost diagnosticat cu tumoare pe creier în urmă cu un an și jumătate. Atunci a și fost operat, însă tumora a recidivat. La un restaurant din oraș va avea loc mâine, 22 iulie, un spectacol de strângere de fonduri. Cei care doresc să cunoască povestea lui Denis și îl pot ajuta, pot accesa pagina de internet www.denisbuzdugan.wordpress.com. În seara zilei de 18.07.2010, în jurul orilor 20, lucrătorii postului de poliție Solovostro au fost sesizați telefonic despre faptul că o tânără în vârstă de 15 ani a fost victima infracțiunii de viol. Echipa operativă din cadrul Poliției Municipiului Reghin, Biroul Ordine Publică pentru Mediul Rural deplasată la fața locului, a stabilit că în acea seară, în jurul orilor 19.30, în timp ce tânăra se deplasa pe stradă spre casă, a fost acostată de către un necunoscut care a invitat-o într-un bar. În bar a întâlnit un alt bărbat care, sub pretextul că vrea să-i spună ceva, a condus-o în altă încăpere, iar apoi în toaleta barului a întreținut de relații sexuale împotriva voinței acesteia. Victima a fost prezentată la IML Târgu Mureș în vederea examinării medico-legale. Polițiștii au identificat suspectul de 36 de ani din comuna Solovostru, județul Mureș, acesta fiind reținut, prezentat apoi instanței, pe numele său fiind emis mandat de arestare preventivă pe perioadă de 29 de zile pentru comiterea infracțiunii de viol.